emisiune electorală de promovare. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc ca pentru următorii 4 ani să ocupe anumite posturi de conducere, fie că vorbim de primării sau despre consilii județene. Vă reamintesc că în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare. Astăzi, invitați în platoul emisiunii noastre sunt domnul Marius Mane, candidat AUR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Bună ziua! Alături de noi este și domnul Cristian Cațan, candidat al Alianței pentru Unirea Românilor pentru funcția de primar al municipiului Petroșani. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație! Suntem deja trecut, de fapt, de prima jumătate a acestei campanii electorale. Dacă ar fi să faceți așa o radiografie a ceea ce s-a întâmplat până acum, domnule Marius Mane, cam care ar fi concluziile, pentru că dumneavoastră chiar ați străbătut așa județul dintr-o parte în alta, pentru că mai apoi să ne canalizăm și asupra ceea ce se întâmplă la Petroșani. Da. Eu și astăzi am venit din zona Bradului, am fost inclusiv în comuna Criscior, în localitatea Gura Barza, unde am avut un dialog cu cetățenii de acolo și chiar și în municipiul Brad. Campanie, zic eu, eficientă, atâta vreme cât poți să dialoghezi cu cetățenii și să le afli nevoile, funcție de ceea ce fiecare zonă o cere, pentru ca acest județ să poată până la urmă să revină acolo unde i-a fost locul la un moment dat, având în vedere că județul nostru a fost chiar unul din județele fruntașe în dezvoltare economică. E adevărat că după Revoluție s-au simțit unele transformări care n-au fost deloc benefice pentru noi și în măsura în care vom ajunge să conducem acest județ și să fim parte a Consiliului Județean, tot ceea ce înseamnă echipa AUR își va aduce cu prisosință tot ceea ce înseamnă parte de contribuție în dezvoltarea acestui județ. În municipiul Petroșani, care este atmosfera, domnule Cațan, pentru început, pentru că după aceea vrem să aflăm mai multe despre dumneavoastră, cum este și firesc. Sigur, sigur, noi suntem foarte optimiști la Petroșani, în sfârșit, după 18 ani în care actualul primar este în funcție, oamenii, cetățenii din municipiul Petroșani au pe cine vota, în sensul în care noi suntem un partid nou, eu personal nu am mai făcut politică, iar majoritatea celor pe care i-am ales pentru a candida la Consiliul Local din partea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor nu au mai fost implicați în politică. Dacă suntem un partid nou, am zis să fie și oameni noi, oameni cu o viziune nouă, care își doresc schimbarea la Petroșani. Așadar, este o campanie liniștită la Petroșani sau una mai agitată? Nu este deloc liniștită. Așa cum i-am și transmis personal primarului, am vrut o bătălie bărbătească. Acum că se mai apelează la diferite tactici din partea puterii, tactici pe care personal nu le agrez, asta este altă poveste, de asta politica, știți cum este catalogată, drept o mocirlă. Noi vrem să facem un alt fel de politică, o politică mai curată și o politică direcționată către cetățeni și nu către politicieni. Așadar, o să revin cu întrebarea, cine este Cristian Cațan? Cristian Cațan este un om simplu, de 40 de ani, recent împliniți. Sunt de profesie profesor de educație fizică și sport și antrenor de arte marțiale și atletism. Sunt absolvent al Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport din București. De asemenea, am studiat în Franța psihologie și drept. Am fost plecat aproximativ 17 ani din Valea Jiului, cu precădere la București. Am avut și o sincopă de 5 ani de zile în Franța. Am lucrat și în Anglia ca director de activități în diferite școli de vară. Am revenit acasă cu gândul de a
face ceva pentru localitatea în care m-am născut și în care m-am format, pentru a schimba fața municipiului Petroșani, care din păcate este în cădere liberă sub actuala putere. Nu neapărat coloratură, pentru că primarul a fost foarte mult timp sub coloratura PNL, dar recent a trecut la PSD. Ideea este că îmi doresc schimbarea la Petroșani și sunt convins că o putem face. O schimbare la care poate contribui și Consiliul Județean Hunedoara, atunci când vorbim despre o echipă care înțelege nevoile oamenilor, înțelege nevoile antreprenorilor. Și spuneați puțin mai devreme, domnule Mane, despre faptul că județul Hunedoara a fost unul puternic industrializat și foarte puține lucruri poate s-au pus în loc. Veniți cu soluții noi, din acest punct de vedere? În această campanie sau înaintea acestei campanii am avut un dialog cu toți cei care candidează din partea AUR în diferite funcții, în partea de primărie, Consiliul Local, Consiliul Județean, și ne-am hotărât să avem cumva un proiect comun în care cei din Consiliul Județean, prin ceea ce vor propune ca proiecte pentru dezvoltarea județului, să vină în sprijinul unităților administrativ teritoriale din județ. La nivelul Văijiului este necesar ca să se rezolve problema locurilor de muncă. E nevoie să se atragă investitori atât în turism cât și în activități economice de producție și servicii. Acolo este o zonă preponderent muntoasă și unde nu prea există o agricultură foarte dezvoltată, dar unde creșterea animalelor este la această dată una din preocupările celor care populează localitățile din zonă, și această problemă privind exploatarea acelor materii prime pe care le au producătorii din zonă, fermierii, creșterea oilor, creșterea vacilor ar trebui pusă în valoare prin realizarea unor fabrici de lapte, parte de prelucrare a cărnii sau a pielii. Totuși e o zonă care, din punctul meu de vedere, are un potențial care poate fi valorificat la adevărata valoare în condițiile în care industria acolo este destul de jos din punctul nostru de vedere, și tot ceea ce înseamnă activitățile care au fost înainte legate de mine s-au cam închis. Există destul de multe oportunități acum pentru unitățile administrativ-teritoriale, dar și pentru investitori. Și mă refer aici la acel program Tranziție Justă, un program de care județul Hunedoara beneficiază. Este printre puținele județe din țară care are această oportunitate. Care este situația la nivelul Petroșaniului, la nivelul Văijiului? La Petroșani pot să folosesc sintagma tranziție injustă, pentru că se vorbește în fiecare campanie electorală de această tranziție justă și de trecerea de la industria bazată pe minerit la energia verde, să spunem, dar concret nu s-a făcut absolut nimic în acest sens. Ba din contră, parcă se dorește a nu se informa micii antreprenori despre aceste fonduri și se înlesnește accesarea acestor fonduri de către ei. Legat de ceea ce spunea colegul meu, domnul Marius Mane, atragerea investitorilor este o prioritate și pentru mine la Petroșani. Vă înaintasem înainte de emisiune un pliant pe care îl folosim oficial în campania electorală, un pliant pe fața căruia se pot vedea 14 dintre consilierii mei locali, dar și proiectele pe care le avem la Petroșani. Pe primul loc este atragerea investitorilor, și aici vorbim despre anumite facilități pe care le-am putea oferi acestora, facilități pe care actualul edil la Petroșani nu a reușit să le pună pe foaie. De asemenea, avem un parc industrial care este nefuncțional pe raza OAT-ului nostru și mă întreb de ce s-au ținut atâta timp această situație. Vorbim despre un primar de 18 ani la Petroșani. Cred că este de ajuns, iar cetățenii duminica viitoare vor avea pe ce să pună ștampila pe buletinul de vot.
respectiv pe aur, bineînțeles. Da, este o situație cumva generalizată în județul Hunedoara și vorbim despre aceste parcuri industriale, despre atragerea cât mai multor investitori și știu că ați pus și dumneavoastră foarte mult accent pe acest subiect, extrem de sensibil, pentru că sunt foarte mulți hunedoreni care în continuare își numără așa pumnul de mărunțiși pe care îl au atunci când vine ziua de salariu și vor locuri de muncă bine plătite. Are Consiliul Județean această oportunitate, să spunem, de a-i sprijini pe acești oameni? Da, având în vedere că în Valea Jiului avem și o universitate de renume care ar putea să formeze profesional foarte mulți cetățeni care la această dată nu își mai găsesc, cum să spun, un serviciu bine plătit, dar realizarea unui echilibru între cererea de forță de muncă și cererea economică a zonei trebuie corelată în așa fel încât să nu producem pe bandă rulantă, eu știu, doar oameni într-un anumit domeniu care nu este cerut pe piață. Învățământul dual, care am înțeles că a făcut primii pași în zonă, ar putea fi unul din elementele care pot asigura pentru cei care într-adevăr doresc să dezvolte o activitate economică în Valea Jiului și nu în ultimul rând facultățile de specialitate din cadrul universității pentru partea de specialitate a celor care trebuie să conducă aceste zone economice. Tot acolo considerăm că sunt încă probleme legate de infrastructura rutieră și cea legată de partea de rețele de apă și canalizare. Din câte știu, sunt încă străzi cu probleme. Aici probabil o să ne detalieze domnul Cațan despre ce-i vorba. Și din ce am văzut în decursul anilor, mi se pare o problemă destul de gravă, chestiunea cu calea ferată care trece prin oraș și este cumva paralelă cu centura, unde nu există o delimitare clară a accesului peste calea ferată, acolo fiind posibil oricând accidente grave. Zicem noi că prin colaborare UAT-ul cu Calea Ferată Română ar trebui stabilit o porțiune sau, mă rog, elementele de siguranță care să nu permită traversarea peste calea ferată direct, unde va fi necesar și sunt necesare traversările astea, să se realizeze niște pasarele pentru pietoni, astfel încât să nu avem pusă în pericol viața cetățenilor care, după câte am văzut și în câteva emisiuni prezentate, treceau în fugă calea ferată fără să aibă cele mai elementare elemente de siguranță pentru protecția vieților. Și cred că aceste elemente, împreună cu candidatul nostru la primăria municipiului Petroșani, le vom putea pune pe hârtie și vom încerca să rezolvăm această situație, dar de asta spun că colegul meu are mult mai multe elemente din zona municipiului care pot fi prezentate în această... Așa că o să ne îndreptăm atenția către domnul Cațan. Există, poate sau ați identificat și sursele de finanțare necesare, pentru că spunea puțin mai devreme domnul Marius Mane despre infrastructura rutieră, care cred că în permanență necesită și anumite lucrări minime, dar și o modernizare complexă. Există pe lista dumneavoastră de priorități și acest punct? Categorii. Și ca să vină în completarea domnului Marius Mane, pe care îl consider cel mai potrivit candidat al nostru la președinția Consiliului Județean, aș vrea să spun un lucru foarte simplu. Rolul meu și, în general, rolul candidaților este de a găsi soluții. Avem soluții la problemele locale și nu trebuie decât să ajungem în locul potrivit pentru a le implementa. Ceea ce la Petroșani, cel puțin din ce am observat eu în cei 2 ani și jumătate de cât conduc organizația locală, este că nu s-a vrut. Și aici pot să spun un exemplu concret. Primarul actual a trecut recent de la PNL la PSD. În ședința în care a fost numit candidat oficial al PSD la primăria municipiului Petroșani, a spus, păi, dar noi tot timpul am fost împreună. Nu este nicio mirare.
Legat de infrastructura rutieră, există tronsoane care aparțin de Consiliul Județean, au fost transferate în administrația locală, după care iarăși înapoi un fel de ping-pong între Consiliul Județean și municipalitate. Arată dezastros. Aici mă refer la intrările și la ieșirile din municipiul Petroșani, dar și la tronsonul care leagă întreaga Valea Jiului. Oamenii din zonă știu foarte bine. Și atunci, întrebarea mea este, dacă tot timpul au fost împreună, de ce nu s-a realizat această infrastructură la niște standarde decente în toți acești ani în care a fost la putere actualul primar? Asta este întrebarea mea. Este clar că acești oameni nu au vrut decât să se agațe de niște funcții, de niște remunerații și nu să lucreze în folosul cetățenilor. Va trebui să vină AUR și să vină cei de la AUR să o facă. Deci ar crede oamenii că veți face lucrurile diferit? Pentru că spuneați la început de acestei emisiuni că oamenii pe care i-ați întâlnit în ultimele săptămâni, în ultimele luni, de când sunteți poate mai mult în mijlocul dumnealor, spun că s-au săturat de politică, de politicieni, toți politicienii sunt la fel. Deci ar crede că sunteți diferit? Fixa să ne spun oamenii că s-au săturat de politică, toți politicienii sunt la fel și nu-i blamez. Eu am fost la fel ca ei, până să iau taurul de coarne și să accept să intru în politică, realizând faptul că dacă nu ești în această treabă, nu poți să miști lucrurile concret la tine în localitate sau în România. Nu-i blamez, având în vedere cum a fost condusă această țară în ultimii 34 de ani, pur și simplu nu sunt de blamat oamenii care spun că nu mai suportă politicienii. Dar ce ne recomandă? În primul rând, pe mine nu mă poate acuza nimeni. N-am făcut politică până acum. AUR este primul partid în care am intrat. Am intrat cu inima deschisă și cu sufletul deschis față de cetățenii municipiului Petroșani. În al doilea rând, nu am schelet în dulap, eu nu am dosare penale, sunt un om care a performat în viață în diferite domenii. Acum lucrez în domeniul privat, de exemplu sunt vorbitor de limbă engleză, de limbă franceză, lucrez cu țările francofone pentru o companie în IT. Adică, să mă ierte Dumnezeu, nu ai ce să-mi reproșezi. Bun, că nu am putut să-ți demonstrez până acum din punct de vedere politic sau administrativ, păi dă-mi ocazia. În 9 iunie puteți să alegeți niște oameni care să vă demonstreze că se poate face, oricum nu poate fi mai rău la Petroșani, fie vorba între noi, se poate face mai bine la noi în oraș. Sunt provocări multe și din punct de vedere administrativ și politic până la urmă în această perioadă. Vorbim de asemenea despre turism. Județul Hunedoara, unul dintre cele mai importante atunci când vine vorba despre obiective turistice, despre zone, despre monumente UNESCO, pentru că avem din fericire și astfel de monumente în județul Hunedoara. Ce facem cu turismul, domnule Mane? Da, noi sperăm să reușim să-l dezvoltăm, având în vedere că, exact cum spuneați, avem obiective turistice suficiente pentru a pune în valoare acest județ. Am înțeles că suntem pe locul 2 în țară la numărul de obiective turistice. Avem parc național, avem muzee, avem cetăți, avem castele. Deci, pentru a dezvolta această zonă, cred că e necesar să avem o strategie care să fie foarte bine implementată la nivelul județului. Cum spuneam și în celelalte emisiuni, noi credem că prin programul acesta de Smart City și totodată digitalizarea instituțiilor publice am putea realiza un program care să fie pus la dispoziție tuturor turiștilor care în prima fază ar putea fi vizitatori și, eu știu, pe aplicațiile de telefonie să le apară în momentul când intră în zona județului Hunedoara, ce pot să viziteze, unde pot să meargă, ce trasee turistice avem, ce locuri de cazare sunt, programul acestora, costurile, și atunci sunt convins că orice vizitator se va transforma în turist. Am fost astăzi, cum spuneam, în zona Bradului, în localitatea Gura
Varza, unde am găsit un muzeu al mineralelor Toda, care este realizat de un privat și din ceea ce știu eu nu este suficient valorificat. Zona Bradului ar putea fi o atracție turistică extraordinară și nu numai zona Bradului, la fel și zona Văiejiului, unde avem Muzeul Mineritului, avem stațiunea Straja, avem calea de acces care poate fi spre Obârșia Lotrului, care duce către Transalpina și către stațiunea Voineasa. Acolo, în schimb, avem un drum, din punctul meu de vedere, care nu este foarte practicabil cu mașinile celor care nu au mașini de teren. Din ce am fost și ce am văzut în zonă, s-au peticit perioadele, în anumite perioade, și atunci drumul, după ce trece o iarnă, din nou este plin de gropi. De fiecare dată, cum spuneam, nu sunt respectate toate normele privind reparația și modernizarea acestor drumuri. Ele sunt făcute ca să treacă un sezon, să vină celălalt și de acolo să se poată alimenta acele firme, cum să spun, abonate la banul public, dar care, din punctul meu de vedere, nu aduc folos nici comunității și nici dezvoltării acestui județ. Tot în zonă avem și partea de sport, care a avut la un moment dat o foarte mare dezvoltare în Valea Jiului, atât echipa de fotbal Jiu, cât și cea de rugby și alte activități sportive care cred că sunt necesare și care pot să creeze pentru oameni locuri unde să poată să se relaxeze și de ce nu să facă și performanțe. Chiar are... colegul meu este în domeniu și poate să vă dea mai multe relații în acest sens. Are candidatul Alianței pentru Unirea Românilor la Petroșani soluții pentru aceste probleme, să spunem, sau nu neapărat probleme, ci pentru a dezvolta mai mult partea aceasta de turism, pentru a dezvolta sportul, pentru că iată avem la Hunedoara o echipă care a renăscut și care a trezit așa fiori, probabil inclusiv în Valea Jiului. De ce nu se poate și acolo? Sau se poate și acolo, mai bine zis? Felicit Corvinul Hunedoara pentru câștigarea cupei, în primul rând, dincolo de rivalitatea istorică între Jiul Petroșan și Corvinul Hunedoara, trebuie să apreciem această performanță. Acum este trist faptul că domnul Mane a menționat doar, pentru că așa menționează toată lumea de fapt, la Petroșani neexistând dezvoltată stațiunea Parâng, toți știm de stațiunea Straja. Și aici vreau să aduc. Este trist că în percepția oamenilor în Valea Jiului pe primul loc vine Straja. De ce? Pentru că acolo s-a investit, acolo s-a lucrat. Sunt rivali politici și primarii din zona, primarul de la Lupeni sau din Pasul Vulcan, dar trebuie să recunoaștem faptul că noi în toate stațiunile din zonă suntem pe ultimul loc la Petroșani. Și aici iarăși mă întreb de ce nu s-a vrut dezvoltarea turismului în zonă sau dezvoltarea domeniului schiabil Parâng, până și domeniul schiabil Șureanu este peste. Pasul Vulcan vine vertiginos din spate. Legat de sport, în urmă cu câteva zile îi lansasem chiar o provocare în cazul în care primarul în funcție la Petroșani, Tiberiu Iacobliță, mai câștigă un mandat, acum având în vedere că este PSD, toată Valea Jiului este PSD, dacă va câștiga, să sperăm că nu, încă un mandat și președintele actual Consiliul Județean, nu văd de ce nu ar avea la dispoziție 4 ani de zile Tiberiu Iacobliță să aducă cupa la Petroșani. Da? Dacă s-au putut direcționa fondurile Consiliului Județean pentru sport sau pentru fotbal către Corvinul Hunedoara, hai să direcționăm și către Valea Jiului. Că se poate dacă avem puțină diplomație. Personal, și acesta este și rolul nostru ca lideri la nivel local, este de a atrage în jurul nostru experți și oameni competenți în toate departamentele. Eu am demnitatea să accept că nu le cunosc pe toate și că pot învăța, iar am încercat să mă înconjor de oameni competenți în diferite domenii, inclusiv în turism sau în sport. De exemplu, l-am pe un antrenor emerit al sportului, sensei Radu Polifronie, pe lista de consilieri locali care mi s-a alăturat la Petroșani.
Cam asta este legat de turism și de sport în relația Consiliul Județean Municipalitate. Deci credeți în renașterea Jiului, să spunem? Categoric. Și chiar dacă nu ar fi pe filiera Consiliul Județean, pentru că și aici sunt plusuri și minusuri, după cum știți probabil, Corvinu Hunedoara, chiar dacă ar câștiga Liga a doua, nu are dreptul, din păcate, să promoveze în prima ligă, tocmai din această cauză că se folosesc exclusiv bani publici. Dar de ce nu se poate în domeniul privat? Adică trebuie, e adevărat că Jiul Petroșani a trecut printr-o perioadă destul de neagră, având un patron la un moment dat, ajungând până și la dizolvare, să spunem, dar cred că ca municipalitate, ca primar, poți ajunge la niște negocieri cu niște oameni potent financiar pentru a susține un astfel de proiect sportiv pentru o echipă de fotbal de tradiție, cum este Jiul Petroșani, o echipă câștigătoare de altfel a Cupei României în 1974 și cu peste 100 de ani de tradiție. În discuțiile pe care le-am purtat de-a lungul timpului, domnule Moane, am tras așa o concluzie. Pentru a putea să ajungeți în această etapă, în această fază în care să scrieți proiectele despre care ați amintit până acum, să le și implementați, să le finalizați, e nevoie și de o echipă foarte puternică și de multe ori am văzut în pliantele pe care ni le-ați adus, fie dumneavoastră, fie colegii dumneavoastră din partid, cei care candidează pentru anumite funcții de consilier local sau primari, revitalizarea sau reorganizarea cumva aparatului administrativ. Este nevoie de o reorganizare în adevăratul sens al cuvântului în aparatul acesta administrativ? Da, pentru ca lucrurile să funcționeze așa cum și oamenii își doresc până la urmă. E firesc să se facă această reorganizare, având în vedere că se preconizează și o reorganizare administrativă a țării, dar ca să fim cumva aplicați la nivelul județului, fiecare instituție trebuie oarecum evaluată și repusă în ceea ce înseamnă parte de încadrare. Avem de multe ori aceste instituții încadrate cu persoane care au ca pregătire carnetul de partid și nu neapărat cea mai bună pregătire în domeniu, în activitățile specifice pentru ceea ce înseamnă administrație. Noi am zis că prin digitalizare vom reuși să reducem partea de implementare a unor proiecte, partea de timp de implementare a unor proiecte, în care cei care gestionează aceste fonduri publice să poată să fie la dispoziția cetățeanului, iar tot ceea ce înseamnă aceste proiecte să nu mai ajungă să dureze 3-4 ani până la implementare. Totodată, cetățenii și agenții economici care au relație cu aceste instituții publice să poată să acceseze ceea ce au nevoie printr-o simplă cerere pe internet și să primească, eu știu, tot felul de adeverințe sau... Acest sistem probabil că ar merge așa mănușă și pentru Valea Jiului, pentru că mare parte dintre instituții sunt cumva aici în Deva sau în la distanță destul de mare. Asta e ideea, să nu fie acel dute vinul între Valea Jiului și partea de județ. Acolo și prefectura are un birou care, pentru a putea veni în întâmpinarea cetățenilor, reușesc să facă un dialog cumva la distanță, dar cred că și acest birou n-ar mai fi necesar, atât având în vedere că prin ceea ce înseamnă digitalizare, cetățenii vor putea interveni direct și să obțină ceea ce au nevoie ca acte și ca orice alte precizări necesare în dezvoltare, cum am spus și la nivelul județului, am zis că să putem face la un moment dat și un serviciu public privind accesarea fondurilor europene care să vină în sprijinul cetățenilor. Fiecare probabil aș vrea să-și dezvolte o activitate în domeniul agricol, sportiv, economic și atunci să poată fi consultat și să primească informațiile necesare fără a mai fi nevoie să se deplaseze la nivelul județului. Și de asta spun că noi, având o echipă de oameni tineri, atât la județ cât și în celelalte localități, AUR fiind
până la urmă un partid al oamenilor tineri, zicem noi, în ceea ce privește activitatea politică. Se poate ca atunci când cei din alegătorii vor face opțiunea în cabina de vot să facă votul pentru Partidul AUR la nivelul județului și, de ce nu, în toate celelalte unități administrativ-teritoriale. Deci, pe 9 iunie, votați AUR pe toate cele 5 buletine de vot pentru a realiza cu adevărat o schimbare. Suntem în completare, la final de emisiune, dar o să vă dau cuvântul pentru maximum un minut. Un minut maxim, da. În completarea domnului Mane, voiam să vă spun legată de reorganizarea aparatului administrativ local. Am un proiect legat de Primăria Municipiului Petroșani. Aș dori să recreionez toată organigrama pentru a o eficientiza. Este clar că este nevoie de o schimbare și în acest sens. Asta voiam să completez. Vă mulțumesc. O să vă rog să le transmiteți și un mesaj locuitorilor municipiului Petroșani. Domnul Mane deja a făcut-o. Vă rog. Sigur, mulțumesc. Dragi cetățeni ai municipiului Petroșani, dragi locuitori ai Văii Jiului și cetățeni ai județului Hunedoara, în sfârșit, după ani și ani de chin, aveți posibilitatea să alegeți oameni care își iubesc țara, care își iubesc localitatea în care s-au născut și în care trăiesc. Pe 9 iunie puteți să alegeți patrioți. Vă invit să votați AUR pe toate cele 5 buletine de vot. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnilor, că ați fost alături de noi. Mult succes vă doresc! Mulțumim! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. O seară frumoasă, numai bine!